Ceaiurile naturiste sunt în topul preferințelor oamenilor de pretutindeni. Mehedințeanul Hornoiu Ion, inginer de profesie, dăruiește severinenilor sănătate prin munca și pasiunea lui. Acesta vorbește despre hobby-ul lui de a prelucra plante miraculoase și oferă recomandări pentru sezonul rece. Faima plantelor medicinale s-a construit de-a lungul timpului, în vremurile în care acestea erau singurul mijloc de tratament la îndemâna omului. În ziua de azi, cetățenii au uitat de produsele naturiste, iar majoritatea se înghesuie în farmacii pentru pastile sau injecții. Printre altele, mă ocup și cu recoltatul plantelor medicinale, pe care vedeți că le am într-o gamă destul de variată. Dumneavoastră sunteți singurul din... Da, pentru că ce se întâmplă? Dacă faci din pasiune este una și dacă faci din obligație este alta. Și întotdeauna un lucru când îl faci din pasiune, din dragoste pentru ceva și îl faci cu toată tragerea de inimă, parcă e altfel. Nu e vorba de foloase prea mari, pentru că foarte, foarte mulți merg în farmacii, caută pe internet, în sfârșit. Dar cei care cred totuși în farmacia naturii au ce să câștige. Plantele reprezintă un izvor de sănătate și conțin componente care luptă cu microbi și cu diferite specii de virus. Ce recomandați în această perioadă? Ce să recomand? Ca oamenii să fie sănătoși, așa, să aibă grijă că sănătatea e pe primul plan. Iar dacă întâmpină niște probleme legate de sănătate, să caute cât mai mult să își procure din natură mai multe plante. Dumneavoastră, ce ai recomandat pentru gripe, pentru sezonul rece? Da, la sezonul rece sunt mai multe. Am aici o formulă, bronhopectoral se numește, care are în compoziție cimbrișor, pătlagină, potbal, socșo, vârf, tei. Mai este salvia, mai este scaiul vânăt care se folosește, sunt mai multe plante, lumânărica, plămânărica și așa mai departe. Hornoiu Ion oferă sănătate la pachet. Plantele naturale sunt esențiale pentru o imunitate puternică și fiecare dintre noi ar trebui să alegem un astfel de tratament în detrimentul medicamentelor chimice.